Mai puțin de o jumătate de oră, doamnelor și domnilor, până când vom afla următoarele cifre ale prezenței la vot comunicate de Biroul Electoral Central pentru ora 16, da? Vă reamintesc, după o zi și jumătate de vot, procentul celor care se prezentaseră la urne era 11,67%. Acestea sunt cifrele comunicate de Biroul Electoral Central pentru ora 13. Vorbim așadar despre un referendum cu un rezultat care s-ar putea să schimbe multe lucruri la noi și cu un rezultat neașteptat. Cel mai mult s-a votat până acum la secția 482, organizată la o mănăstire din Neamț. Este vorba de o prezență la vot de 382%. 0% sunt secții în Hunedoara și în București. Andreea Popa este la Biroul Electoral Central. Andreea, explică-ne un pic prezența de 382%. Bun găsit, vorbim despre persoane care au votat pe liste suplimentare. Dacă e să vorbim la nivel național, 2.134.579 de români s-au prezentat la vot într-o zi și jumătate, practic. Aceasta înseamnă 11,67% din numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în registrul electoral. În mediul urban au fost peste 1.150.000 de persoane, asta în timp ce în rural se registrează o prezență mai scăzută, 983.971. Dacă vorbim de județele care conduc în ceea ce privește prezența la vot, situația este asemănătoare cu cea din cursul zilei de ieri. În Dâmbovița s-au prezentat la urne 17,03%, în Bihor 15,99%, iar în Suceava 15,59%. Județele de la coada clasamentului sunt de asemenea aceleași cu cele de ieri, Covasna, Harghita și Satu Mare. În municipiul București s-a înregistrat o prezență de 10,21% până la ora 13. Aceasta înseamnă 182.923 de persoane și e important să vorbim și despre diasporă, unde s-au prezentat la urne 63.241 de persoane. Cei mai mulți votanți se înregistrează în Marea Britanie. Andreea Popa!